Vă salut din nou și vin cu informații care v-ar putea ajuta sau măcar v-ar putea plăcea. Am colectat această pungă de semințe, să-i spun așa, Cinara carniculus, cam așa îi spune. Asta aș vrea să o păstrez intactă, dar nu se știe până la urmă. Că vreau să pun și eu la crescut. Am găsit totuși într-alt loc una sfărâmată și am colectat ceva semințe. Am mai pus câteva pe aici, dar am zis totuși să vă informez și pe voi despre ceea ce fac, ca să capătăm împreună informațiile necesare pentru a crește astfel de plante. Să vedem cum crește, cât crește, dacă crește. După ce am adunat semințele de la acestea, parcă zic că mai rămas una pe aici, dar nu contează. Nu toate au fost bune, să zic că am 20% din cauza că a stat peste iarnă afară și a plouat, a nins, a avut parte și de îngheț. Totuși, semințele sunt tari, nu toate, și vreau să pun câte o semânță în fiecare cutie. Deci, repet, am mai pus niște semințe. Și dacă o să crească ceva, cu siguranță vă voi informa, vă țin la curent cu aceste informații. Oricum, mie personal îmi place planta cum arată. Rezultatul nu este foarte urât și poate fi îndreptat, zic eu, și după aia a pus făcut niște flori ornamentale destul de drăguțe. Pot fi colorate, asta fiindcă a stat afară prea mult, de asemenea prins un fel de, să-i spun așa, nu e mucegai, dar de la ploaie și praf s-a murdărit acestea foste susținere de petale. Dar până atunci eu am să vă arăt și cum crește, când crește, cam în ce lună înflorește și rezultatele. Dar pentru asta voi trebuie să dați doar subscribe, știu, să comentați, like-uri, dacă aveți informații care m-ar putea ajuta, vă rog să mi le oferiți. Vă doresc numai bine și succes pe viitor.